începând cu data de 17 mai, am semnat un acord de donații pentru a aloca zilnic câte 100 unități prânzuri calde. De aceste prânzuri au beneficiat municipiul Soroca, comunele Vasilcău, Parcani, Bădiceni și Oculina. E clar că suntem mulțumiți, deci oamenii reacționează foarte pozitiv, știți, așa, niște emoții, chiar și cu lacrimi în ochi. În comuna Parcani sunt două sate, 20 le repartizăm într-un sat și 20 de complete în al doilea sat. Am selectat pe mai multe principii. Am luat familiile cu mulți copii, am luat persoanele singuratice, am luat persoane cu dizabilități. Pentru comuna Ocolina am luat 40 de prânzuri. Pentru toată comuna, dar noi în comună avem două sate. Foarte normal, un ajutor special pentru bătrânii. Ei se bucură de prânzurile care le duci calde. Și 45 de ani am grijă de curățările orașului Soroca. Că-s parte de azi, muncim, lucrurile place, mătrătoare, școală dimineața, ei nu dădeie să mănânce. Îndinează el, eu un prânz cald, tot ce... Suntem tare mulțumiți, mâncare foarte bună. Pește, malig, cârnășor, sosisc, bor, zamă, acat, este cel. Mulțumesc frumos că dacă noi lucrăm și poate suntem obosiți și ne ducem acasă și ia ca mâncăm și deamă facem chestiile personale acasă. Один из приоритетов ASIC – социальная помощь и поддержка общественных инициатив для повышения качества жизни. Таким образом, мы хотим оказать дополнительную поддержку семьям с низкими доходами, многодетным семьям и пожилым людям. Поддерживаем, потому что нам не все равно.